1-1 pentru Steaua, la lovitură de colț, până acum nici important la astfel de faze, dedică înalt, tiro, gol, Steaua, Goian, Dorin Goianu. Este momentul în care Steaua arată cine face legea pe acest stadion. A fost lovitura a treia de colț și prima executată de Nicolae Dică. Până acum primele lovituri de colț au fost executate de Băneli Nicoliță. Nu s-a realizat nimic în prima repriză. Dorin Goian, marcatorul Stării. Aplauze pentru Dorin Goian, cu atât mai mult cu cât fundașul central al Stării joacă cu dureri de spate. Și iată-l, impecabil la această lovitură de cap. Este golul de care Steaua lui Hagi avea atâta nevoie. Vă rezistă foarte bine de acest Dorin Goian.